Nu mă așteptam. Temperaturile sunt modeste. Trump vrea să facă bani din problemele pe care le are cu justiția și să le folosească pentru a obține un nou mandat de președinte. Asta în timp ce ținta ironiilor la show-urile este ținta ironiilor la show-urile de comedie. Mai multe informații și imagini imediat la știrile dimineții. Olaf Scholz vine în România pentru prima oară după ce a preluat funcția de cancelar al Germaniei. El va fi azi față în față cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Nicolae Ciucă, dar și cu Maia Sandu, șeful de stat din Republica Moldova. Despre posibilele subiecte de discuție are mai multe informații Emma Stoica. Emma, bună dimineața! Bun găsit tuturor! O vizită importantă în contextul în care vedem la granița țării noastre continuă să fie un război. Vorbim de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. O zi maraton pentru Olaf Scholz. Se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis, iar conform administrației prezidențiale, aceștia vor avea pe masă subiecte importante precum securitatea zonei estice, dar și politica europeană. Ne amintim că Germania este unul dintre principalii susținători ai României pentru a adera la spațiul Schengen. După amiază va avea loc și o întâlnire trilaterală între cancelarul german Olaf Scholz, președintele Republicii Moldova și președintele Klaus Iohannis, președintele României. O întâlnire găzduită la Palatul Cotroceni, în contextul în care România este unul dintre principalii susținători și cei care au ajutat financiar Republica Moldova în ultimii ani. Una dintre discuțiile importante este cea legată de securitatea Republicii Moldova, pentru că ne amintim că autoritățile din Republica Moldova, inclusiv serviciile secrete, au atras atenția unor atacuri hibride dirijate de Rusia, inclusiv sub forma unor proteste care ar vrea să înlăture actuala conducere din Chișinău. Așteptăm să vedem astăzi care vor fi concluziile și, de asemenea, o conferință de presă pe care puteți să o urmăriți în direct la Digi24. Trupele speciale ruse au arestat-o noaptea trecută pe presupusa ucigașă a vloggerului propagandist rus Vladlen Tătarski. Ar fi vorba despre o tânără de 25 de ani, care se numește Daria Trepova. Potrivit anchetatorilor, tânăra i-a adus acestuia o cutie cu un cadou în care ar fi fost plasat un dispozitiv exploziv. O filmare publicată de presa rusă o arată intrând în cafeneaua din Sankt Petersburg, în care a fost comis atentatul, cu o cutie destul de mare în brațe. Înăuntru era un bust din Ipsos al vloggerului ucis. Un martor ocular a povestit presei că, după ce i-a înmânat cadoul, a fost îndemnată să stea lângă el. Fata a spus că este rușine și s-a așezat ceva mai departe de el. Tătarski era unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai invaziei ruse din Ucraina. Se declara expert în domeniul militar. În ultima perioadă, însă, începuse să critique eșecurile armatei ruse. 25 de persoane au fost rănite în atentatul cu bombă. Un vlogger rus, celebru pentru postările sale extremiste anti-ucrainene, a fost ucis într-un atac cu bombă la Sankt Petersburg. Accidentul a avut loc în cafeneaua Patriot, care iar aparține chiar șefului mercenarilor Wagner, Evgeni Prigojin. Unul dintre consilierii lui Volodymyr Zelensky se arăta sigur că este vorba de o reglare de conturi între grupările de la vârful politicii ruse. Explozia în care a murit Vladlen Tătarski are multe elemente similare cu modul în care a murit Daria Dugina în august anul trecut. Tătarski și Dugina fuseseră de altfel prieteni. În cele 13 luni de război din Ucraina, Vladlen Tătarski s-a remarcat prin declarațiile prin care apăra modelele barbare folosite de armata rusă. Все, ну, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. Presa din Rusia susține că vloggerul a fost ucis cu ajutorul unui dispozitiv capcană, iar jurnaliștii ucraineni spun că o tânără necunoscută i-ar fi adus lui Tătarski un trofeu în formă de soldat, în timpul întâlnirii de la cafenea, în care ar fi putut fi ascunsă bomba. Experții spun că pentru a cauza o explozie de asemenea proporții, ar fi fost suficiente 200 de grame de TNT.
Cu două zile înainte să devină primul președinte american pus sub acuzare, Donald Trump și-a acuzat din nou inamicii politici că vor să-l elimine și l-a cerut susținătorilor săi să se grăbească să doneze pentru campania lui prezidențială. E de așteptat să plece astăzi de la vila sa din Florida pentru a ajunge la New York. Va fi înregistrat, amprentat și fotografiat față profil la tribunalul din Manhattan. Încă nu se cunosc acuzațiile, dar dosarul privește banii pe care i-ar fi plătit unei vedete de filme pentru adulți pentru ca aceasta să păstreze secretul unei aventuri. Analiștii politici spun că acuzațiile îi vor face pe cei mai fervenți dintre susținătorii lui să doneze. Un ajutor binevenit pentru campania lui Trump în condițiile în care potențialul său rival republican în cursa pentru Casa Albă, guvernatorul Floridei Ron DeSantis, este favoritul donatorilor generoși. We are now officially a third world country. No president in the history of our country has been subjected to such vicious and disgusting attacks. But they only attack me because I fight for you. It's very simple. Your contribution today will show the left that nothing can destroy the greatest political movement in history. And you think about what we did in 2016, and then we did even better by many millions and millions of votes in 2020, but the election was rigged and stolen. But now we're going to take back our country in 2024. If you're doing poorly because of Biden's disastrous policies, don't even think about making a contribution to our campaign. But if you're doing well because all of the things that I've done have brought you wealth and prosperity, or at least you're extremely comfortable, it would be really great if you could contribute to our campaign. You know how to do it, because they're going to have billions of dollars fighting to make this a communist country, and that's what they're doing. Discutăm despre acest subiect cu Andrei Negusiu, este alături de noi în platou. Bună dimineața, mulțumim pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Iată, este așteptat la New York fostul președinte american Donald Trump. Îi se vor face aceste fotografii față profil, le vom vedea? Sigur, legea este pentru toată lumea, ca atare în momentul în care ai intrat într-o astfel de logică, trebuie să ți se aplice ca atare. De exemplu, în momentul în care Trump se va prezenta la procuratură, sigur că el va fi preluat, îi se vor lua amprente, vor fi făcute fotografiile și așa mai departe și va aștepta într-o încăpere de acolo să fie prezentat unui judecător. Iar acest judecător, pe baza acuzațiilor pe care îi le vor aduce procurorii și pe baza cererilor avocaților lui Trump, va hotărâ ce se va întâmpla mai departe. Ceea ce știm în acest moment este că undeva în cursul acestei seri sau la noapte, Trump ar trebui să ajungă la New York, să plece de la Mar-a-Lago din Florida și să ajungă la New York, unde va sta la Trump Tower, cum era de așteptat. Nu se știe ora exactă deocamdată, însă, de exemplu, se vorbește de proteste ale susținătorilor în jurul orei 19, îmi cer scuze, ora noastră. Vom vedea ce se întâmplă. Sunt măsuri de securitate la New York, pentru că toată lumea se teme de incidente violente. Pentru de asta i-a și instigat zilele trecute. Am văzut și în materialul dinainte, vrea bani și susținători. Este ceea ce îl interesează. Reușește să întoarcă această situație în favoarea lui, dacă ne gândim depinde la sumele pe care le-ar putea strânge și la... Ar putea strânge, într-adevăr, anumite sume. Problema este cum se va derula procesul lui. Pentru că judecătorul, cel mai probabil, scrie presa americană, vedeam în New York Times, că e posibil să lase în libertate, dar pe propria răspundere, da? Pe propria răspundere că nu fuge și așa mai departe. Pentru că, deși nu se cunosc exact capetele de acuzare, se pare că nu conțin și nici prea ar avea cum acuzații de fapte violente. Și dacă sunt acuzații pentru fapte non-violente, judecătorii nu au un motiv să stabilească, de exemplu, arest și după aceea o cauțiune. E suficient o declarație că va rămâne probabil la Trump Tower câtă vreme va fi nevoie. Vedeam în altă parte, în presa americană, că el ar vrea să se întoarcă foarte repede în Florida.
Probabil tocmai ca să se ocupe de strângere de fonduri și se simte și în mai libertate acolo. Nu știm dacă judecătorul îi va permite să părăsească teritoriul statului New York, unde are loc procesul, și să se întoarcă în Florida, unde are în acest moment reședința. Oricum, este o mare provocare din toate punctele de vedere acest proces. Din punct de vedere juridic, pentru că e o premieră istorică, exact. Nu a mai fost niciun președinte în funcție sau după mandat cu astfel de acuzație. Chiar se și glumește că toată lumea vrea să vadă imaginile cu un fost președinte american în fața unui judecător, dându-i socoteală unui judecător într-un tribunal obișnuit. Până acum știm că au fost procese politice. Ne aducem aminte, Donald Trump a trecut de două ori prin impeachment, Clinton la fel și așa mai departe. Dar astfel de cazuri nu s-au mai întâmplat și ca atare pentru toată lumea este o provocare și juridică și politică, pentru că nu se știe până la urmă, într-adevăr, poate îi va servi de fapt lui Trump această situație, și organizatorică, pentru că el, ca a fost președinte, trebuie să fie însoțit permanent de agenții serviciului secret. Asta înseamnă că trebuie să fie prezenți și la tribunal, nu numai în sala unde va fi prezentat judecătorului, probabil că un agent trebuie să rămână în permanență și când va fi amprentat și când îi se vor face fotografiile, pentru că trebuie să-i asigure securitatea și nu se poate face decât prin prezența în imediata apropiere, 24 de ore din 24. Donald Trump a fost și ținta glumelor în emisiunea de satiră Saturday Night Live, desigur. Nu-i prima oară. Ținta principală reprezentată inculparea fostului președinte american. Acesta este acuzat că în pragul alegerilor din 2016 a cumpărat tăcerea unei actrițe de filme pentru adulți pentru a ascunde că a avut o aventură cu ea. Urmărim imaginile și revenim. Hello, thank you. It's me. Hi, I'm the problem. It's me. Well, folks, it happened. I got indicted, or as I spell it, indicated. And frankly, it's time that I come clean, admit that I broke the law, and go quietly to prison. April Fools! That was a prank. I was doing a Jim from Office. But make no mistake, what the radical-led Democrats are doing to me is worse than any crime I've ever committed, and I've committed a lot, close to 34. Some are saying I'm going to use this indictment to rile up my base so that they give me more money. Not true, not true. I don't want anything from my base except their love, their votes, perhaps their money. And I need their money more than ever. Revenim la discuția cu Andrei Negusiu. În general, politicienii sunt ironizați în astfel de emisiuni. Donald Trump, cu atât mai mult, este un personaj foarte colorat pe scena politică. E chiar un favorit al acestor emisiuni de satiră politică. De altfel, ne amintim că în timpul mandatului său a dat nenumărate motive pentru acest lucru. A fost și la răusturi, adică el e destul de deschis la... Da, este adevărat, dar până la un, să spunem, un anumit nivel, un anumit moment. Ceea ce e important acum pentru justiția americană este să arate că, pe de o parte, acuzațiile lui Trump privind persecuția politică nu se justifică. El, într-adevăr, a virat niște bani, acei bani au ajuns, știm foarte bine, la cine, și nici nu au fost declarați cum trebuie, adică a făcut și declarații false. De altfel, din câte am citit, capetele de acuzare exacte, noi le vom afla abia pe 5, da? Adică peste două zile. El însuși, cu avocații, le vor afla mâine, în momentul în care sunt prezentați în fața judecătorului și procurorul spune, îl acuzăm de această faptă sau mai multe. Se pare că sunt destul de multe capete de acuzare. Și abia atunci vom ști exact și procesul cum se poate desfășura mai departe. De aceea am zis că este interesant dacă judecătorii vor permite să se întoarcă în Florida sau va trebui să rămână cumva în jurisdicția statului New York. Ideea este că și pentru procurori și pentru judecători este o noutate. Au niște acuzații și un proces de instrumentat care interferează și cu legea federală. Și ca atare sunt foarte multe opinii, inclusiv între experții juridici, cum se poate desfășura asta, sau am văzut, chiar există opinie că judecătorul ar putea să spună îmi depășește competențele, tocmai pentru că este la alt nivel, și să respingă cererile procurorului.
tuturor. Deci mâine vom asista cu siguranță la un deznodământ parțial, în sensul în care vom afla exact ce se va întâmpla cu Trump, rămâne sau nu rămâne în statul New York, este lăsat pe baza propriei declarații să se întoarcă la reședința sa și cum va evolua procesul mai departe. Urmărim toate aceste evenimente și te mai așteptăm la discuții. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu pentru invitație! Dan Barna revine cu noi informații despre accidentul de săptămâna trecută, când a fost lovit de o mașină în timp ce traversa pe trecerea de pietoni, în timp ce era pe trotinetă, lucru interzis de codul rutier. Vicepreședintele USR susține că nici vorbă să fi fost pe zebră înainte ca semaforul pentru pietoni să arate culoarea verde. El spune că șoferul care era la volanul mașinii care l-a lovit a încercat să forțeze culoarea galbenă a semaforului, cum au făcut doi șoferi înaintea sa, însă n-a mai apucat și a trecut pe roșu. Barna a anunțat că va lucra de acasă în următoarele zile, cât se recuperează după accident. Inițial, politicianul a spus că nu are nevoie de îngrijiri medicale, dar câteva ore mai târziu, pentru că avea dureri, a mers la camera de gardă a Spitalului Floreasca. Polițiștii au deschis o anchetă pentru vătămare corporală în acest caz. Un adolescent de 17 ani s-a răzbunat pe părinți pentru că aceștia nu-i dădeau câți bani voia el. Băiatul a pus hoții să-i spargă casa și le-a dat informații prețioase. Cum s-a terminat totul, ne spune Bogdan Băcilă. Bună dimineața! Furtul pus la cale de adolescentul de 17 ani a avut loc în seara de 25 spre 26 martie în localitatea Tămașta din județul Bihor. Supărat că nu primea suficienți bani de buzunar, adolescentul de 17 ani le-a dat un pont unor tineri din județul Arad cu privire la locul unde sunt ascunși banii în casă și momentul propice în care să fie dată spargerea. Paguba a fost una însemnată, vorbim despre 40.000 de lei, bani sustrași din diferite ascunzători din casă, din care 2.500 de lei urmau să revină tânărului care a dat pontul. După ce au dat spargerea, cei doi tineri din județul Arad s-au întors acasă, însoțiți de al treilea tânăr care conducea mașina. Ajunși acasă, aceștia au cheltuit o parte din bani într-un club din localitate. Acum, cei doi care au pătruns în casă au fost arestați preventiv, în timp ce șoferul a fost plasat sub control judiciar. Adolescentul de 17 ani, cel care a dat pontul și care i-a ghidat pe hoț prin Snapchat, nu va răspunde penal pentru că părinții nu au depus plângere împotriva sa. Nu este foarte clar de ce a recurs tânărul la acest gest, însă în comunicatul parchetului de pe lângă judecătoria Salonta se arată că unul dintre tinerii implicați în acest furt ar fi într-un anturaj de persoane care consumă substanțe interzise. Românii încă află întâmplător că suferă de boli grave. Sistemul medical mai mult tratează în loc să prevină. O caravană pentru depistarea gratuită a bolilor pulmonare, organizată în ultima lună în județul Iași, arată că la fiecare 130 de evaluări făcute, o persoană a fost depistată cu tuberculoză. Paradoxal, conform statisticilor Eurostat, 71% dintre români cred că au o stare de sănătate bună, iar cifrele sunt peste media Uniunii Europene. Ligia Pricopi vine cu mai multe date. Bun găsit! Mai bine de 2000 de persoane care provin din comunități sărace din județul Iași au fost testate gratuit pe parcursul lunii martie pentru depistarea afecțiunilor pulmonare. Medicii de la DSP Iași au organizat o caravană mobilă, iar rezultatele sunt îngrijorătoare. La fiecare 130 de teste efectuate, unul a ieșit pozitiv la tuberculoză. Sunt oameni care nu au mers niciodată la spital, nici măcar atunci când au avut simptomele unei boli grave, cu atât mai puțin pentru prevenție. Pentru ei, până și
drumul până la Iași este un efort financiar imposibil, iar în lipsa unui diagnostic și a unui tratament eficient, boala avansează rapid. Prevenția nu este o prioritate națională, iar cifrele cu privire la starea de sănătate a populației indică o serie de paradoxuri. Pe de o parte, datele Eurostat arată faptul că românii declară în marea lor majoritate ca o stare de sănătate bună, 71% mai precis, peste media europeană, care este de 69%. Pe de altă parte însă, țara noastră înregistrează una dintre cele mai scăzute speranțe de viață din Europa, 74,2 ani. Suntem în coada clasamentului la acest capitol, pe locul 2 după Bulgaria. Spitalele din România nu luptă doar cu infecțiile nosocomiale, ci și cu bolile transmisibile pe care le aduc cei care își vizitează rudele bolnave. Un gest banal, la prima vedere, poate fi fatal în cazul unui pacient a cărui imunitate este deja la pământ. Se ajunge aici pentru că mulți dintre aparținători refuză să poarte echipamentele de protecție care sunt obligatorii. Unii chiar devin agresivi și este nevoie de intervenția poliției pentru ca oamenii să fie convinși că dacă intră în salon așa cum vin de pe stradă, nu fac decât să-i pună în pericol de moarte pe cei dragi. Un fenomen periculos despre care vorbim astăzi la Pacient în România. Păcate, la noi să știți că nu se ține cont de foarte multe reguli, se ține cont de cutul pe înainte, din păcate. Am trecut prin COVID, odată am fost la o clinică și am luat COVID din cauza unor persoane care nu purtau mască. Suntem la Spitalul Universitar, cel mai mare spital de urgență din București. Este ora 14 și începe programul de vizită. Grăbite să ajungă la bolnavi, rudele pacienților uită de regulile care sunt instituite tocmai pentru a proteja sănătatea celor dragi, purtarea măștii, a halatului și a protecției pentru încălțăminte. În fața acolo la intrare, hălățele noastre, vă rog. N-am și noi. Sunt chiar aici la intrare, haideți să vă rog. Unde ați luat-o și? N-am luat, ea, am luat. Cele două persoane au intrat în secția de ortopedie și ar fi trebuit să ajungă la o pacientă care tocmai ieșise din sala de operații, adică exact acele persoane care au nevoie de protecție maximă. Și totuși, de ce rudele pacienților îi expun pe cei dragi unor pericole care le pot fi fatale? Că stau doar 5 minute. Alea 5 minute pentru noi sunt suficient ca el să vină de afară cu ceva, pacientul respectiv să se contamineze. Pacienții internați cu diverse afecțiuni au deja imunitatea scăzută, iar un banal virus adus de afară îi poate ucide. De exemplu, gripa îi poate fi fatală unui bolnav cu o afecțiune pulmonară care primește vizita cuiva care nu poartă mască de protecție. E foarte important să poarte mască și să-și poarte pe toată durata spitalizării. Foarte mulți vin, o țin la intrare, urcă, ajung la mama, la tata și acolo îl iau în brațe, îl pupă, evident își dau jos masca. Rugămintea foarte mare este să o poarte pentru că ei pot să transmită orice fel de virus, pot să fie asimptomatici la momentul la care au venit, peste 2-3 zile dezvoltă simptomele. Andreea a fost internată la Spitalul Universitar în urma unui accident vascular cerebral și spune că a stat tot timpul cu teamă. În primul rând că ar trebui să se gândească, să se pună în locul pacientului, persoanei alături de care sunt, pentru că noi suntem persoane vulnerabile. Andreea are și o boală oncologică și a ajuns în multe spitale din România, dar și din străinătate. A putut astfel să vadă cum este protejat pacientul în diferite sisteme de sănătate. O procedură pe care am făcut-o în Marsilia, la Spitalul La Timon, acolo nimeni nu intra, începând de la pasnic, pasnicul afară în curtea spitalului avea mască și nimeni nu intra fără mască. În România, regula purtării echipamentelor de protecție la vizitele în spitale nu doar că e ignorată, dar sunt aparținători care devin agresivi dacă nu sunt lăsați să intre în saloane așa cum vor ei. Anul trecut, o asistentă de la Institutul de Pneumofiziologie Marius Nasta a fost bătută de un pacient.
nu numai că ne agresează verbal, s-a ajuns și la agresiuni fizice, vorbe urâte, stresează și pe cei care stau la rând. Cel puțin săptămânal chemăm poliția pentru aparținători care nu înțeleg. Sigur, nu vorbesc de marea majoritate, dar ajunge să fie un caz, două, care să creeze un dezechilibru în managementul cazurilor. Înseamnă producerea poate a unui focar cu infecție respiratorie. Suntem încă în perioada rece și virusurile încă nu au dispărut. Potrivit unui ordin al Ministrului Sănătății, un pacient poate fi vizitat de un singur membru al familiei care nu poate rămâne în salon mai mult de 30 de minute. Ce este mai grav este că la mai multe spitale, iată, din București, dar avem fenomen și în alte spitale din țară, aparținătorii refuză să utilizeze aceste mijloace de protecție date gratuit de către spitale, acolo unde dau gratuit, și invocă abuzurile și dezinformările din perioada pandemiei. Problema se suprapune peste cea a infecțiilor intraspitalicești, care, potrivit estimărilor, ucid aproape 1700 de bolnavi în fiecare an. Pe hârtie, România are cele mai curate spitale din Europa, dar nu pentru că asta e realitatea, ci pentru că sunt raportate doar 2% dintre cazuri față de 4% media europeană. De fapt, numărul infecțiilor spitalicești este de 3 ori mai mare. România nu are o strategie de combatere a infecțiilor nozocomiale, nu are nici măcar medici epidemiologi care să gestioneze situația. În acest moment, aceștia sunt doar în jumătate din spitalele din țară. Producătorii de mașini electrice exagerează autonomia menționată în reclame. Diferența între cifrele oficiale și cât rezistă o baterie complet încărcată depășește 100 de kilometri. Ce modele au fost testate într-un studiu independent și recomandările specialiștilor imediat la știrile dimineții.